Înfrângerea de la Sibiu lăsase fără suflu ofensiva românilor din Transilvania. În zona română de operații din Transilvania, atât armata de nord a lui Prezan, cât și armata 2 a lui Crăinicianu trebuiau să avanseze cât mai rapid posibil până pe o linie care mergea de la Reghin, pe râul Mureș, până la Sighișoara, pe râul Târnava Mare. Nu doar că înaintarea le-ar fi permis românilor să reia inițiativa, dar le-ar fi redus și lungimea liniilor la jumătate, dacă reușeau să-și atingă ținta, eliberând câteva divizii pe care sperau să le folosească pentru a forma o rezervă generală de care aveau mare nevoie. Pe 28 septembrie 1916, armata de nord a lui Prezan a lansat o ofensivă împotriva armatei 1 a lui Arthur Ars von Strausenburg. Forțele lui Prezan au avansat pe trei direcții, la sud spre Sighișoara, în centru spre Praid și în nord de-a lungul râului Mureș. O zi mai târziu, atunci când deznodământul tragediei din pasul Turnul Roșu s-a finalizat la Sibiu, armata 2 română a început în sfârșit să înainteze și divizia 3 română din subordine a respins divizia 2 cavalerie înapoi spre nord. Această înaintare amenința să rupă legătura dintre armatele 1 și 9 ale puterilor centrale. Dacă românii pătrundeau între cele două armate, aveau posibilitatea de a întoarce flancul ambelor. Din fericire pentru puterile centrale, tentativa românilor de a rupe legătura dintre cele două armate s-a produs prea târziu. Sibiul căzuse și von Falkenhayn concentrase grosul armatei 9 la nord de râul Olt până în seara zilei de 29 septembrie. Fără nicio pauză de odihnă, după epuizanta bătălie de la Sibiu, el le-a ordonat soldaților să pornească în marș spre est în direcția Brașov a doua zi dimineață. Pe o ploaie torențială, soldații epuizați ai armatei 9 au început marșul spre Făgăraș și Brașov în ziua de 30 septembrie. Căruțele abia se puteau mișca pentru că ploaia neîntreruptă făcea drumurile impracticabile. Infanteria a pierdut mare parte a zilei împingând sau tractând la fiecare pas artileria, pe drumuri transformate în mlaștini noroioase. Divizia 76 rezervă și divizia 51 au avansat pe la sud de Olt, iar divizia 187 pe la nord. Corpul alpin a rămas în zona pasului Turnul Roșu, protejând zona, astfel încât românii să nu se poată întoarce la nord pentru a tăia liniile de comunicații ale armatei 9. În următoarea zi, Arthur von Strausenburg a venit la comandamentul lui von Falkenhayn de la Sebeș pentru a fi informat despre recenta bătălie de la Sibiu și a coordona acțiunile celor două armate, în timp ce armata 9 avansa spre Brașov. Von Strausenburg era îngrijorat de pătrunderea românilor între cele două armate ale puterilor centrale, expunându-le flancurile. Exact observația făcută de von Falkenhayn cu o zi mai devreme statului său major. Înaintarea armatei 2 române de pe 29 septembrie părea să realizeze acest lucru. În mod caracteristic, cei doi generali au fost de acord că soluția era de a preîntâmpina o ofensivă a românilor prin atacarea acestora în punctul de juncțiune a armatelor 2 și de nord, mai sus de Brașov. Austriecii au fost chiar de acord să-i lase lui von Falkenhayn controlul operațional asupra armatei 1 pe durata acestei operații. Lovitura dată corpului 1 la Sibiu și în pasul Turnul Roșu îi zguduise pe români, iar Dumitru Iliescu, șeful marelui cartier general, a ordonat armatei 2 să se întărească pe cele mai favorabile poziții pe care le putea găsi. Grigore Crăinicianu, comandantul armatei 2, și-a dat seama de pericolul care se contura și a decis să se retragă pe râul Olt, fără să-și dea seama că von Falkenhayn venea spre el din vest pe ambele maluri ale râului. Pe 2 octombrie, von Morgan, comandantul Corpului 1 Rezervă, a atacat cu diviziile 71 și 89, diviziile 3 și 6 române, la nord-vest de Rupea. Divizia 89, compusă în mare parte din soldați trecuți de prima tinerețe, a fost înfrântă și s-a retras. Românii trimiseseră întăriri în zonă și depășeau numeric pe soldații lui von Morgan, dispunând de 30 de batalioane față de cele 13 ale puterilor centrale. Situația lui von Morgan putea deveni critică dacă românii reluau atacul. El a propus retragerea, însă cei doi comandanți ai lui de divizie au insistat că unitățile lor puteau să reziste și l-au convins să-și contramandeze ordinele. De asemenea, von Falkenhayn i-a cerut să nu se retragă și să nu piardă contactul cu inamicul. Românii nu au mai atacat și s-au retras în schimb pe o poziție de câmp pregătită anterior. Divizia 89 și-a reluat înaintarea în ziua de 5 octombrie și a traversat Oltul fără opoziție,
în timp ce divizia 71, mai departe spre nord-est, a avut de dată o luptă pe înălțimile de la nord de Rupea și nu a reușit să ocupe orașul până târziu în timpul acelei nopți. Mai la sud, corpul 39 rezervă al lui von Stabs a avut nevoie de 5 zile pentru a se deplasa de la Sibiu la Brașov. Ploaia s-a oprit pe data de 2 octombrie, însă temperaturile din timpul nopții au scăzut sub pragul de îngheț și vânturile spulberau în vale zăpada de pe piscurile munților Făgăraș. Divizia 187, avansând de-a lungul malului Deluros de pe partea de nord a Oltului, a întâlnit doar o rezistență nesemnificativă a românilor, pe care a înlăturat-o. Diviziile 51 și 76 rezervă, mărșăluind la sud de Olt, au întâmpinat o rezistență mai dârză, dar după o luptă dusă toată ziua într-o ceață deasă care a limitat eficiența artileriei, corpul 39 era pe cale să intre în munții Perșani. Armata 2 română s-a retras în grabă spre est, conform ordinelor lui Crăinicianu. În consecință, nu i-a luat mult corpului 39 să treacă prin munții Perșani, deși un singur drum decent traversa regiunea. Divizia 51 a atacat pe drumul respectiv, împreună cu cea mai mare parte a diviziei 187. La nord, regimentul 3 al diviziei 187 a mers pe cărări peste munți, cu intenția de a învălui flancul românilor care în mod sigur așteptau pe partea de est a munților Perșani, la Dumbrăvița sau Codlea. În realitate, regimentul s-a rătăcit. Potecile erau atât de proaste și de abrupte, încât artileria și carele de aprovizionare au fost nevoite să se întoarcă. Încrederea lui von Falkenhayn ar fi crescut dacă ar fi aflat de haosul care cuprinsese comandamentele adversarilor lui. Panica crescândă a lui Crăinicianu, evidențiată de retragerea lui rapidă din munții Perșani, îl cuprinsese complet și statul lui major credea că își pierde mințile. În ziua de 7 octombrie, corpul 39 a ieșit din munții Perșani, cu obiectivul Brașov. Divizia 187 a pătruns în câmpiile din jurul Brașovului. Norii de fum de deasupra orașului arătau că românii incendiaseră proviziile înainte de a se retrage și Edwin Sunkel, comandantul diviziei 187, l-a întrebat pe von Stabs dacă putea trimite două regimente în oraș pentru a vedea ce se întâmplă. Von Stabs a fost de acord și regimentele 188 și 189 au forțat intrarea în oraș, ajungând până la gară. La nord de oraș, restul diviziei a intrat în luptă cu o forță inamică importantă, în satul Sânt Petru de la periferie. Grosul diviziei 51 avansase până pe înălțimile de la sud de oraș. Misiunea tuturor unităților, pentru a doua zi, era să pătrundă în localitate. În dimineața următoare, soldații diviziei 187 și-au dat seama de gravitatea situației în care se aflau atunci când ceața deasă s-a disipit și au descoperit că soldați români se aflau între ei și restul diviziei, aflată la câțiva kilometri spre sud în Brașov. Elemente ale diviziilor 21 și 22 sosiseră de la grupul armatelor de sud pentru a ajuta greu încercată armată 2 română. Ziduri de infanteriști români, conduși de ofițeri călare, stăteau între ei și Brașov. Sunkel, aflat în Brașov cu cele două regimente, nu putea decât să asiste terifiat. Tirul de artilerie bine țintit a fost imediat direcționat spre formațiunile române care s-au destrămat repede. S-au reconstituit însă imediat și au început să avanseze, deși au apărut găuri în dispozitivul lor de atac, acolo unde cădeau proiectilele de artilerie. Românii au înaintat metodic spre Sânt Petru, până când au ajuns sub focul direct al mitralierelor și puștilor germane, care i-au oprit complet. Românii s-au retras pe pozițiile inițiale, cu excepția câtorva care s-au adăpostit în lanurile de porumb. Toate încercările de a-i scoate de acolo au eșuat. Românii nu s-au retras mai mult, însă nici nu și-au reluat atacul. În mijlocul crizei, Sunkel și-a recăpătat cumpătul și a spus lui von Stabs să nu-și facă griji. Oamenii lui puteau face față situației. În Brașov aveau loc lupte violente din casă în casă. Celelalte două regimente ale diviziei 187 erau angajate în confruntări dure în zonele mărginașe ale orașului. Contraatacuri puternice ale românilor au eșuat în mod repetat. Pe la 3 după amiaza, o canonadă puternică s-a auzit de la nord. Trupele lui von Morgan sosiseră în sfârșit și atacau pe românii din jurul satului Sânt Petru, deși, dintr-un motiv inexplicabil, divizia 89 nu a continuat atacul până în sat. Divizia 89 nu a reușit deloc să acționeze coordonat. Înaintarea îi fusese îngreunată de podurile distruse, precum și de cercetarea deficitară a terenului și rezistența slabă a inamicului.
Soldații erau obosiți, iar comandanții nu și-au dat seama care era miza. Un atac imediat ar fi prins diviziile române care asediau Sânt Petru parțial între două focuri. În schimb, infanteria germană a tras câteva gloanțe și apoi a început să-și pregătească tabăra. Von Falkenhayn, care urmărea lupta împreună cu von Stabs din turla unei biserici din Codlea, i-a trimis câțiva mesageri lui von Morgan, cerându-i să continue să avanseze. În dimineața următoare, von Falkenhayn a intrat vigilios în comandamentul lui von Morgan de la castelul Feldioara, exprimându-și clar nemulțumirea și ordonând corpului 1 rezervă și diviziei 89 să stea lipite de inamicul în retragere. Germanii au urmărit toată noaptea retragerea românilor din Brașov, din puncte de observare din oraș și din jurul acestuia, încercând să-i țină sub focul mitralierelor. Au fost abandonate trenuri pline ochi cu artilerie, muniții și provizii. Germanii au observat un tren cu trupe care aștepta pe șinele care duceau spre pasul Timiș. Brusc, un grup de ofițeri români, probabil o echipă de comandament, s-a urcat în locomotivă. A urmat un fluier și apoi locomotiva și vagonul ei cu cărbuni au plecat spre sud, în România, abandonând trenul plin cu soldați în voia sorții. De îndată ce s-a luminat, regimentul 187 infanterie a intrat în marș în oraș. Trupele au trecut pe lângă o scenă îngrozitoare. Aproape de gară, soldații a două companii de infanterie română zăceau morți la pământ, unul lângă altul, ca și cum s-ar fi aflat în formație. Acest incident avea să fie cunoscut ca masacrul din Gara Bartolomeu. Istoriografia este în general de acord asupra ceea ce s-a întâmplat, dar prezentările variază în detalii și uneori interpretarea devine tendențioasă. Ziarul brașovean de limbă română, Gazeta Transilvaniei, relata evenimentul la 5 ani de la producerea lui. A fost o luptă uriașă, în cursul căreia compania și jumătate din regimentul 45 își cheltuise întreaga muniție. Inamicul, văzând rezistența îndârjită ce îi se opune, era de credință că în fața sa se găsește o puternică ariergardă românească. În consecință, a concentrat puteri și mai multe și după două zile de lupte, a forțat în noaptea spre 10 octombrie trecerea liniei ferate dincolo de Gara Bartolomeu, pe care o apără capitanul Cristescu Sava, cu jumătate din companie, care a fost nevoit să se retragă în fața puhoiului inamic. Prin retragerea aceasta subită în decursul nopții, aripa stângă a liniei de trăgători, care se afla înșirată de-a lungul liniei ferate dincoace de Gara Bartolomeu spre Gara Brașov, a rămas descoperită și neavizată despre cele întâmplate. Inamicul, care trecuse linia ferată, folosindu-se de întunericul nopții, a strecurat două mitraliere în depozitul de mașini de la Bartolomeu, așezându-le într-un geam spre flancul stâng al liniei de trăgători, iar la spatele liniei de trăgători se furișaseră soldați germani înarmați cu grenade de mână. În zorile dimineții, compania românească s-a trezit deodată din flanc cu un foc ucigător de mitraliere. Mulți soldați au căzut morți în primele momente. Cei rămași în viață au început să se retragă spre oraș. Făcând însă câțiva pași înapoi, au fost întâmpinați cu grenade de mână. Din aproximativ 250 de soldați, cât se găseau de-a lungul liniei ferate, n-a scăpat niciunul cu viață. O altă relatare este citată de Constantin Chirițescu și aparține unui corespondent de război german, care se arată înfiorat de tragedie. Compania moartă zace acum în țărâna din marginea drumului. Om lângă om stau acolo, așa cum au căzut în ziua luptei, sub focul năprasnic al mitralierelor, cu expresia cele mai grozave spaime pe fețele lor galbene, ca ceara și cu mâinile întinse, ca și cum ar fi vrut să se apere de năpasta ce își întindea ghearele spre ei. Poate că chiar mâine se va pune în acest loc o cruce făcută din scândură, cu inscripția "Aici se odihnește o companie românească". O constatare foarte importantă făcută de inamic: la soldații căzuți în linia de trăgători nu s-a găsit niciun cartuș. Dovadă că în lupta de două zile au tras toate gloanțele. Bătălia de la Brașov se terminase. De două ori, armata nouă germană intrase în luptă cu armata 2 română și o învinsese, odată lângă munții Perșani și a doua oară la Brașov. Prada de la Brașov consta în 1175 de prizonieri, 25 de piese de artilerie de diferite calibre cu muniția lor, sute de căruțe trase de cai, arme individuale, două locomotive și 200 de vagoane pline cu mâncare și îmbrăcăminte. Pe 10 octombrie, von Falkenhayn a emis un ordin de zi pentru a-și exprima mulțumirea și recunoștința pentru performanța splendidă a armatei nouă. Von Falkenhayn știa că victoria lui ar fi fost incompletă dacă românii scăpau pur și simplu spre sud, înapoi în România. În dimineața zilei de 9 octombrie, von Falkenhayn a vizitat comandamentul corpului 39 rezervă și pe cel al lui von Morgan.
chipurile soldaților lui îi spuneau totul despre epuizarea acumulată în 2 săptămâni de lupte grele și marșuri. La fel de obosiți erau însă și românii, iar von Falkenhayn știa că nu trebuie să dea înapoi. În ciuda oboselii evidente, el a găsit peste tot un moral ridicat și soldați care înțelegeau bine situația. Le-a ordonat să pornească imediat spre pasurile montane, sperând și să-i prindă pe românii care fugeau, dar și să ocupe pasurile înainte ca aceștia să poată ajunge la ele.